mulți acolo. Adică stau cu covoraș, 2 metri, altul cu covoraș așa și voi. Eu mă bucur că tare să vă văd în așa număr mare. Mă bucur că toți care sunteți, sunteți sănători și toți sunteți bine, înseamnă că dacă ați venit, înseamnă că deja este bine. Că mai sunt care au spus că tare o să vină, dar au mai fost testați pozitiv. Noi suntem suspecți. Noi acum toți suntem suspecți ca tare și nu avem cum. Altfel că asta este. Suspecți nu știu de ce, care de ce vrea, așa eu să fie. Mă bucur că ați venit, înseamnă că aveți nevoie de ceva. Ce căutați? Informații pentru ce? Dezvoltare personală. Dezvoltare personală. Da, eu am propus niște grafici. Cine crede că noi trăim greu? Cine de voi de părerea că noi trăim acum greu? Nimeni. Cine să trăim cele mai bune vremuri care au fost vreodată? Dar vă am niște vești foarte bune. Dar mă dădea la porniță asta. Ca să, deci noi vreau astăzi, în primul rând, să vă prezint pe doamna Tatiana, cei care nu o știu, dacă nu ați mai văzut-o până acum, e doamna Tatiana, uitați un tocmai de la masterclass, pentru ea este la market discussion, pentru ea este primul masterclass și domnul Mihai Frunză, care probabil deja mulți îl știți și mulți ați fost instruiți de el. Pe mine nu am mai prezent, că nu e frumos, dar probabil și mulți mă știu. Am vrut să fac o introducere, să vă duc niște vești bune. În ciuda faptului că, nu știu, tot ce se întâmplă în lume și căderile de piață asta e bine pentru noi și ceea ce urmează, pot să spun că pot să vă dau niște idei, pot să urmez o perioadă foarte bună pentru noi, pentru că o să fie mișcări frumoase pe piață. Tot ce e, deci da, o să fie un boom așa acum, sfârșit de ianuarie, februarie, care o să ducă la mișcări bruște pe piață. Ceea ce pentru prieteni este interesant, este bine. Da? Fiind în piață la momentul potrivit, putem să prindem mișcări foarte bune. Ulterior, dacă nu am fost, putem să le prindem invers. Adică dacă petrolul scade foarte mult, atunci noi îi prindem iară pe creștere. Dacă indicele scade foarte mult, noi îi prindem în jos și asta este bine. Aurul a crescut și oricum după asta, când începe dolarul să se întărească, aurul cade. Așa că o să fie momente foarte, foarte bune. Fiți pe fază, asta vreau să vă spun. Cei care se pregătesc, adică sunteți câțiva și care tranzacționați pe perioadă, sunteți câțiva care abia vă apucați sau sunteți pe cale. Așa că e momentul foarte, foarte interesant. Eu aseară când mergeam pe drum, într-o carte, ca să-mi pierd timpul, aveam cu mine și am găsit niște grafice, era ok, câteva pagini și am vrut să mă împărțesc cu ele. E vorba despre ce am spus, că trăim cea mai bună perioadă care a fost vreodată. Deci, asta este modul în care au scăzut cheltuielile pentru necesități. Adică acum oamenii pun accent pe totul pe alte lucruri. Nu trebuie să cheltuim toți banii noștri pe necesități, fiecare dolar, tot pe mâncare și pe supraviețuire. Adică e vorba de croaziere, călătorii, nu știu, niște obiecte de lux, fiecare, da, Tesla, nu știu, iPhone, călătorii de Everest, care mai extravagante, deci sau NFT-uri, da? Un mai cheltuie 50.000 de euro să-și cumpere o imagine care seamănă cu dânsul și acum mai cheltuie 25.000 de euro să cumpere jucăinuță drăguță care nu o să poartă niciodată. Deci e vorba de cu totul alte cheltuieli, adică valoarea banilor este alta și vedeți că de mult a căzut, da? Din 1925. Asta e procentul veniturilor cheltuite pentru necesități. Până în 2015, și ea scade foarte repede. Mai departe mergem cu o viteză mult mai mare. Dați următor. Când nu vrem să vă ținem mult azi, bunăstarea globală, iarăși, e aceeași chestie. Adică oamenii trăiesc mult, mult mai bine, dar crește foarte rapid și dacă vedeți după, în ultimii 50 de ani, deci s-a menținut o creștere 1820 până 1150, 130 de ani. Ok, a crescut, dar nu altă loc și în ultimii 50 de ani a crescut un boom puternic. Dar așa lucrează, da? Mihai tare îi place dunga asta, tot timpul este în alt. Așa e creșterea cu dunga compusă și creșterea exponențială. Tot așa merge, așa și conturile noastre. Încet, 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 crește și câte sunt mai mari, deci după asta doar în sus. Exact așa și aici, să fie numai în sus. Speranța de viață. Ce avem jos? Cum credeți? Care continent? Aici e America de Sud-America. Așa, e Africa, da, după care e Asia,
întreaga lume, cumva mediu, iarăși aceeași chestie, foarte mult timp oamenii s-au chinuit să supraviețească. Câți oameni s-au chinuit să supraviețească pentru ca noi să ajungem să trăim așa de bine. Să avem acces la atâtea tehnologii, deci tehnologie, dezvoltarea tehnologiei. Și ceea ce urmează, iarăși, faptul că banii să fie doar cifre și pentru noi asta să fie doar cifre. Și așa trebuie să ne percepem. Și creșterea contului o percepem nu în că am făcut 7.000 de dolari săptămâna trecută sau că am făcut 50.000 de dolari procentual. Contul meu a crescut cu 2% pe zi. Sau a crescut cu 20% luna trecută. În procente percepem. Și când vorbiți între voi iarăși, ca un sfat, că poți să te simți mare erou, dar poți să te simți și incomod. Vorbind cu cineva iată, la, după un masterclass, eu am luat 700 de dolari pe tranzacția asta, pe petrol, de exemplu, ieri. Și pe stai și te gândești, mama lui, dar cum am luat așa, că eu am luat 30. Sunt aiurea. În timp ce, dacă cel care a spus 700, ei, eu sunt bravo. Și atunci acasă și eu minus. Pentru că așa e psihologia omului. Deci trebuie să vorbiți în puncte și procentual. Pentru că starea asta de cifrele astea de bani dau emoții. Dar nu emoții, știți că nu trebuie să în tranzacționare. Nu altă parte nu trebuie să fie emoții. Așa. Aceeași chestie. Aici sus e America. Europa. Așa. Asta e Europa, da. Europa, de fapt, este cea mai speranță de viață cea mai mare. Știți voi. Europa de Europa de Noția, de Nordice, Italia, Germania. Și învățăm și noi acolo. Tot în zona asta. Așa. Ce mai avem? Și figura 5, de fapt, ne-a plăcut tare mult. Ok, practic fără, este foarte, foarte bine, dacă de mult, 1920, cam 80% din oameni trăiau în sărăcie extremă, acum sub 10% din populația globului trăiește în sărăcie extremă, ceea ce este foarte bine. Eu cred că nu mă doar în foarte țelește, parcă pare dacă e greu, dar poate noi nu știm ce înseamnă în sărăcie extremă, ca tare, dar asta e atunci când se chinuie oamenii să existe, de pe zi pe alta. Eu vreau ca graficile astea să vă fac să fiți foarte fericiți și să vă bucurați, să ne bucurăm toți de ceea ce avem. Se estimează, Banca Mondială estimează că peste 20 de ani, procentul, adică în general, o să fie eliminată sărăcie extremă și nu o să trăiască nimeni în așa condiție. Asta este bine. De ce? Pentru că următorul grafic ne arată și de ce. Se pune că omul, fiind având... Da? Mai era ceva cu educația. Succes la educație, probabil nu l-am trimis pe celălalt. Ideea este că dacă nu suntem descendenți regali, ne este foarte ușor să analizăm evoluția neamului nostru, care și cum a trăit, și cum a avut acces la informații, și cum a trebuit să prăgătească, vă știți, bunii, vă știți cum a trăit, că au fost deportați, care și cât cu 4 clasă învățat, cum a trăit în același stat toată viața și la ce avem noi acces acum. Datorită faptului că avem, putem să fiind mai liber financiar, mai zic, tindem spre libertate financiară, dar să avem o stabilitate financiară, ne permitem accesul la educație, ceea ce este foarte important. Anume, educația și face diferența, și să aducă egalitatea dintre oameni și atunci tot să trăiască bine. Pentru că având acces la informații, la cunoștințe, având acces la educație, noi ne permitem școli mai bune pentru copii, respectiv ei o să trăiască mult mai bine, și respectiv o să-și permită să gândească la alte valori. Nu ne gândim cum să existăm. Nu ne gândim cum să mai inventăm ceva, cum să facem că străim mai bine, da? Aceeași chestii simple, pe bord, la mașină, să-ți arate limita de viteză, cât de mult ușurează creierul să nu stai încordat. Dar unii sunt așa, stă sub copac și amuși oprește după colț, eu n-am văzut. Dar nu trebuie să te mai uiți, cât arată mașina, îți pune singură. Deci sunt niște chestii foarte utile. Dar stop-loss-ul. Deci trebuie să le treci tranzacție, e cu stop-loss și gata, lasă-o să meargă unde vrea. Știi până unde o să meargă, din start știi până unde o să meargă. Deci și tranzacționarea este o parte din viața noastră, o opțiune care putem să o facem, putem să nu o facem. Dar asta este o activitate care poate să crească calitatea părții din viața noastră care este legată de financiare. Adică calitatea vieții noastre financiare. Și eu consider că asta este foarte important. Sunt trei. Financiar, fizic și juridic. Unde trebuie să stăm bine.
acolo trebuie să tragem atenția, adică să fie stabilitate. Deci este trei planuri. La rest, o să fie și sănătate. Deci să avem noi sănătate. Deja mă enervează chestia asta, dar sincer, când am avut bătrânii, da, să fie sănătate. Dar sănătate de ce se bazează? Tot noi o întreținem. Tot noi, când noi ne naștem perfect sănătoși, că suntem copii, da? Majoritatea. Iar așa și ei, sunt excepții, tot din cauza că nu s-o... Când nu s-a trăit sănătos și nu s-a atras atenție. Pentru că și corpul nostru de ani poftim, ai grijă de el. Îți mai de joc din ăsta, tot ce îl întreții și atunci o să fie și sănătate. Dar trebuie să ai și cum să-l întreții. Sănătate fizică și mentală și spirituală. Iar de asta e altă temă, așa să fim la masterclass. Vizionare plăcută, putem să aveți o discuție productivă. Dacă vă este comod, vă faceți notițe. O să vorbiți despre finalul de trader, dacă o să reușiți să povestiți și voi atunci foarte bine. Care și cum, care are deja o experiență, cum duceți rutina voastră, pentru că practic la toți individual, dar tot una. Să avem o rutină, o să spui, hai, dar tare plictisitor. Dar asta e sănătos. Asta e liniștitor. Să ai o rutină și știi ce ai de făcut și pentru că trebuie să vedeți. Vedeam iar, și fiecare de ce nivel de asta. Vrei american să fie gorti sau merge liniștit. Pește cu barca. Seară frumoasă. Sănătate la toți și succes! Bună seara, încă o dată! De ce s-a organizat acest masterclass și anume cu această temă agenda traderului sau putem să zicem jurnalul? În primul rând, noi am deja de operat de timp observ chiar cum fac anumite tranzacții cu traderi. Eu observ traderii cam uite că sunt traderi, nu la mână. Și uite cam ce, nu că responsabilitatea traderului, nu e persoană liberă. Dar uite cam ce ar trebui să facă el ca să fie cât mai profitabil. Uite de analiza tranzacțiilor, uite în general de jurnalul unui trader. Puteți să zicem așa. Deci, traderul ce? Faci profit pe diferența de preț. Da? Să știți că astăzi la masterclass o să vorbim că noi trebuie să ne analizăm tranzacțiile și cum trebuie să ne analizăm, care sunt metodele care îți îmbunătățesc analiza tranzacțiilor și o să vorbim în general despre regine. Așa, dar la data o să fac o introducere și o să discute despre anumite lucruri legate de trader, legate în general în domeniul tranzacțional. După care o să venim cu niște date concrete, cu niște calcule, chiar o să venim cu experiențe de la persoane care deja au mai multă experiență, deci în sală, când sală, sunt și trei recetători, dar sunt trei care au și experiență, deja mult mai mult timp de piață. Și înseamnă că eu trecut mult mai mult de analiza tranzacțiilor, mult mai multe noutăți, mult mai multe tendințe, da? Analizate, descrise, profituri, minusuri și așa mai departe. Deci, bună seara încă o dată. Domnul Mihai deja a spus ce reprezintă definiția unui trader. Haideți să vedem cine a auzit-o și cine ne spune ce înseamnă un trader de regulă profesia traderului. Ce reprezintă? De a face profit pe diferența de preț. De a face profit pe diferența de preț. Ok. Spuneți-mi, vă rog, dar ce înseamnă pentru dumneavoastră a fi un trader bun? Analiza fundamentală, să faci bine, să faci analiza tranzacțiile. Da, la sfârșit de lună. Da, la sfârșit de lună sau în general? În general. Eu consider de regulă că a fi un trader bun înseamnă că a face profit indiferent de situația pe care este pe piață. Fie că este piața mai volatilă, fie că este piața un pic mai leneșă, să spunem așa, cum a fost și înainte de sărbători. Dar nu contează, traderul poate să facă profit indiferent de situația pe care este. Deci, profesia de trader de regulă este foarte profitabilă, dar are și foarte multe emoții și este foarte mult de lucrat în spate. Da? Dacă vorbim despre diferite specialități, despre diferite specialități, eu încerc să mai am și emoții, desigur. Ce reprezintă profesia, adică ca caracteristică, profesia de medic? Care sunt caracteristicile? Că știi care profesie are caracteristice individuale. Cum credeți? Care sunt caracteristicile unui medic? Un medic bun. Cu bătat. A trata oamenii, a fi un psiholog foarte bun, a avea experiență, un bagaj de informații foarte mare,
de a învăța permanent. Dacă vorbim despre un jurist bun, ce înseamnă profesia de jurist bun? Haideți, fiți mai interactivi și n-ați aveți emoții, sau cum n-am înțeles? Vi l-am transmis? Competențe juridice, de a lua decizii foarte bune, de a lua decizii apte, să spunem așa, veridice, de a cunoaște strategii, de a avea o logică foarte bună, bine determinată. Dacă vorbim despre un agent imobiliar, care este caracteristica? Abilitatea de a vinde, de a convinge, de a face la fel o analiză. Spuneți-mi, vă rog, de ce vorbim despre aceste caracteristici? Căci caracteristicile unui trader la fel sunt foarte importante. Cum credeți? Care sunt caracteristicile trader? O analiză corectă. O analiză corectă. Răbdător. Stabilitate emoțională. Stabilitate emoțională. Haideți așa să le împărțim în compartimente. Deci vorbim de caracteristica traderului trebuie să fie administrativă, intelectuală și comportamentală. Cum credeți? Ce reprezintă cea intelectuală? La ce punct este necesar de lucrat traderul să lucreze ca să evalueze de acest punct de vedere? Cursuri. Educația, cursuri, seminare. Pentru ce avem nevoie de ele? Pentru informații noi, pentru a căpăta experiență, cu cât mai mult învățăm, cu atât avem capacitatea de a lua decizii mai corecte, de a vedea întreieri mai bune pe piață și, desigur, de a lua profit. Da? Dacă vorbim despre cea comportamentală, care sunt caracteristicile unui trader? Răbdare, disciplina. Haideți! Emoțiile. De a face față stresului, la fel, este un aspect foarte important. Deci dacă noi vorbim despre aceste caracteristici, ele sunt foarte importante, datorită, dacă noi le depistăm corect, noi știm la ce avem lucrat și datorită că putem face analiza noastră în scenă, da? Doar așa noi putem să ajungem un trader bun, doar asta este scopul. Și dacă vorbim despre caracteristica administrativă, care este ea? Analiza graficului. Analiza graficului. Direcția intrare-ieșire. Dacă vorbim la acest administrativ, un trader este necesar să-și facă un plan bine determinat. Din ce cauză? În cazul în care doar un trader are un plan bine determinat, deci își face, de exemplu, pe o perioadă anumită strategie, pe un an, pe jumătate, nu contează, el știe cum merge jobul, cum își planifică timpul. Și datorită acestui plan, el poate ajunge la rezultate foarte bune. Bine, sunt traderi care, în general, nu-și fac planul, să ajungă el repede la rezultat. Bănesc, sunt aici traderi care nu-și fac planurile? Planificarea? Și cum merg rezultatele? Nu sunt. De aceea este foarte important ca un trader, ca să aibă rezultate foarte bune, să-și planifice timpul și să-și planifice să-și facă un business plan. Ok, astăzi am spus că o să vorbim despre tema noastră, agenda traderului. Haideți să facem, noi suntem toți traderi și toți avem o experiență în spate. Da? Spuneți-mi, vă rog, care este agenda traderului? Cum credeți? Ce trebuie noi să facem ca trader ca să ajungem la rezultat? Scopul nostru este să fim trader foarte bun. Da? Ce facem? Ce face un trader? Scopul, da, scopul, deci doi este planul de care este anual, este plan lunar. Asta puneți scopul pe perioada lungă de timp ca să atingi pe cele din perioada scurtă. Asta se fac mai multe planuri. Și planul zilnic. În cazul în care sunt acestea, deja putem să mergem mai departe. Am o ghiță de fapt de educație. Care este mai departe? Deci acțiunile, dar cum facem noi, trecem la acțiuni? Este analiza. Analiza.
Fundamentală. Dar dumneavoastră faceți analiza fundamentală sau toți inițial fac analiza fundamentală? Toți. Analiza fundamentală. Toți înseamnă, cred că e plictisitoare analiza fundamentală. Cred că e plictisitoare, ori deja gata, dar cunosc analiza asta de 10 ori tot asta. Dar dacă se ia cu fiecare în parte, eu cred că o mare parte din voi azi nu am mai urmă. Nu țineți cont. Puteți să ziceți că nu e corect, eu vă garantez 100% că o mare parte din voi nu țineți cont. Deschid de la pe grafic în față și de la pe grafic în față. Păi analiză. Nu pentru a fi de acțiune. Ok. Analiza fundamentală. Analiza tehnică. Și analiza tranzacțiilor. Deja domnul Mihai să vorbească mai detaliat despre aceasta. Da? Și analiza tranzacțiilor. Iată că suntem aici o mulțime de trader. Da? Spuneți-mi, vă rog, mergeți după acesta. Păi, care dă capul jos, ochi într-o parte. Mergeți după planul dat. Aveți cum ca să fiți trader buni sau nu? Ok, asta este foarte bine. Dacă vorbim despre acest plan, haideți eu să încep cu scopul și planul anual și zilnic, cum este necesar de făcut. Da? Eu deja am făcut un calcul, dar nu vorbim acum iarăși despre contul fiecăruia care îl deține și cum tranzacționează, dar o să vorbim despre contul de 20.000, un cont care este 10 individual și 10 partenerat. Da? Venitul procentual 10% și luna facem 200 de lot. Deci așa ar trebui să fie făcut planul fiecărui trader, independent de contul pe care îl are. Și, de exemplu, dacă vorbim despre suma de 10%, prima lună trebuie să deci cu cash back-uri, da? Și cu deci 36% anual. Dacă investim suma de 20.000, la sfârșit de an, noi cunoaștem că o să ajungem la suma de 105.000, da? 168, da? Aceasta este suma. Deja eu, ca trader, cunosc care este scopul meu pentru un an întreg. Ce fac? Mi-am făcut un plan bine determinat pentru un an de zile. Apoi, după aceea, încep să pun în acțiune prima lună. Deci, am de făcut 3260. Pare mult sau pare puțin? Cum credeți? Pare puțin? Bine, se poate și mai. Da? Din cauza că noi mereu dorim să luăm piața, totul de piață. Dar nu este corect. Este corect ca noi să... Unde-ți fac 3260% în 20 ani? Păi, este vorba și despre cashback. Și este vorba și despre cashback. Și cashback-ul ești numai bucătă. Da, am spus, 36% și cashback-ul. Așa, cum zice cel din produs format, cred că nu-i ușor. Da, ok. Bine, dacă noi vorbim de 10%, este 2000, da? Noi avem timp de o lună să facem timp de o lună, fără candidaturi, avem de făcut 2000. Cum trebuie să facem? Acești 2000 de euro, de dolari, îi împărțim la numărul de zile. Câte zile lucrătoare sunt? 20. 20. Ok, noi punem în mediul 20. Deci, dacă noi împărțim 2000 la 20, noi trebuie să facem zilnic 100. Bine, astăzi a mai fost un trader, o persoană care spunea că tranzacționează, la analiza tranzacțiilor, că tranzacționează, dar bine, nu îmi place să tranzacționează. Deci sunt trader independență. Iarăși, vă faceți planul cum vă este comod. Dacă nu ați tranzacționat doar 4 zile în săptămână, atunci acești 2000 împărțiți doar la 4 zile și luați profitabilitate. Este mult pe zi să facem 100? Nu. Dacă împărțim 200 de loturi la 20 de zile, câte loturi trebuie să 10 loturi pe zi. 10 loturi. Ok. Facem așa. 10 loturi pe o zi. Spuneți-mi, mă rog, este greu de ajuns 100 de dolari și cu 10 loturi pe zi? Nu. Dar spuneți-mi, mă rog, dumneavoastră v-ați făcut pe planul ca să atingeți aceste cifre?
să vă faceți targetul dumneavoastră ca trader, ca să fiți trader bun. Lucrați la acest aspect. Toți? Nu știți. De asta și se întâmplă câteodată din cauza că sunteți, deci poate nu aveți o strategie bine determinată. Este necesar ca să vă faceți un plan bine determinat, ca scopul să fiți trader puternici. Da? Să fiți trader bun pe piață. Și acum deja, la fel, aceeași situație. A doua lună, a treia lună, dacă noi dorim să atingem targetul și să fim puternici, deci în fiecare lună trebuie să muncim, să facem analiza planului nostru. Cu siguranță noi ne-am pus un scop de 10%, dar sunt situații când poate fi 15%. Suma se mărește. Deci dacă suma prima lună se mărește suma, cu siguranță a doua lună avem mai mult de lucru. Da? Din cauza și lotului se măresc, adică ca să avem și profitabilitate. Cam aceasta este, deja îi dau voi și domnul Mihai să discutăm mai departe. Deci, ce legat de acest business plan și profitabilități, deja vă practic vă dați seama, fiecare trader este individual, corect? Deci fiecare se personalizează independent, cum are el, cum e, că e holeric, că e mai pasiv, că e mai agresiv, că e, știți, sunt persoane care sunt foarte, acționează foarte rapid, dar sunt care sunt liniștite. Deci poți să aștepți tranzacție long term, și o săptămână, și o lună, și două luni, și trei luni. Liniștit, știți, nu face mișcări rapide. Dar sunt persoane care au deschis acum altă tranzacție, altă. Deci astea scape. Deci traderi sunt diferiți. Deci profitabilitatea aici a fost de 10% ca să-i faci ca o medie. Da? Ca să-i faci echilibru la toți. Aștia care sunt traderi care sunt mai liniștiți, care doresc a veni constant. Voi deja cunoașteți SRS, basează profitul pe o rentabilitate sau o profitabilitate de 5%. Poți fi și de 20, de 30, de 40, de 50. Deja asta independent cum sunteți. În cazul în care vă place să transacționați mai agresiv pe piață, la plan ce faceți? Măriți numărul de loturi, mai micșorați profitabilitatea, de exemplu, da? Și vă axați mai mult ca pe scalping. Vă place perioada mai lungă, ce faceți? Vă micșorați loturi, vă măriți profiturile. Și fiecare vă adaptați cum vă este vouă mai comod până ce vă găsiți zona în care vă simțiți bine pe piață. Așa, voi vorbi despre rutină. Rutina, în general, când auzim de rutină, asta e ceva foarte trist, corect? Ceva plictisitor, parcă e un circuit, știți? Ca circuit șobolanul, tu trebuie să... ați cunoașteți acest principiu, da? Dar când auziți de rutină, pare ceva foarte trist și plictisitor. Să știți că cele mai mari, cele mai cunoscute persoane din lume, cele mai renumite, cele care au ajuns la cele mai mari succese, se bazează, au rutină la bază. Au o rutină la bază, știți de asta. Rutina asta nu înseamnă că ceva de plictisitor. Plictisitor asta depinde de tu cum ți-o faci. Dar o rutină asta înseamnă că se repeți zilnic anumite obiceiuri pe care tot tu ți le creezi. Și dacă o să creezi rutina cu niște obiceiuri, niște obiceiuri de astea plăcute și care îți cresc dezvoltarea ta personală și te ajută ca să progresezi, atunci tu o să vorbești ca persoană. Noi discutăm atunci de mari personalități. Vă cunoașteți aia care este persoana care o cunoaște toți ca scala, ca să nu zic. Așa cred că știți toți, corect? Da. La ce profituri are el? Cristiano Ronaldo, cu ochiul, joc fotbal, să-și place. Messi sau dorzește. De ce să ne trezească dimineața la 4 sau la 6 după antrenamente, dacă deja are tot ce-și dorește? De ce? Are o rutină. Are o rutină. Aș putea să nu, asta dezvoltă, să menține. Pentru că, să știți, este progres, te menții și regresii. Asta este ceva inevitabil. Înseamnă că ați fost menține, trebuie întotdeauna să respecti anumite rutine, să adaugi anumite lucruri în rutine care te plictisesc, le scoți, dar în general trebuie așa, ca să fii ce înscute. O scăduit o companie, se introduce alta și merge mai departe. Așa și noi. Trebuie să evoluăm. Acum arăt ceva, o simplă, folosindu-te de patru linii drepte, leagă și de nou punctul de mai jos, fără să treci de două ori în același punct și fără să ridici pixul de cu foară. Hai, nu că așa m-am dat de care. Nu mi-a fost așa dat. Deci, îți pot intersecta liniile. Da. E atunci e clar, dar merg una, două, trei și a patru. Fără să ridici pixul. Ah, ok. Nu, ok, asta nu, asta nu e ritual, nu puteam să facem o penală, dar deja e cuvântul verificat, cu sau nu,
Ok, să se explice principiul acest lucru, de ce am dat. Nu, aici e așa. De fapt, nu se închipă. Da, da, aia asta care e făcută. Da, așa. Deci, în felul următor. Se începe din zona asta. În zona asta. Așa. Nu. Aici. Ce scuze, aici. Și aici. Ați înțeles ideea? Spatele primul. Nu, n-a fost un casă de rit, nici cu spatele. Ideea e care? Timp să știu din patrat. Da, asta e ideea. Asta e ceva psihologic, da? Ce am înțeles pe capul ăsta. O mare parte din persoane, gata, vede limitele. Gata, și se blochează. Și tu nu poți face, nu poți să desenezi aceste limite dacă nu, dar nu poți să rezolvi problema asta dacă nu ești din zona ta de confort. Dacă nu ești, să faci rutină zi de zi, asta e ieșit din zona de confort. Rutina asta e ceva care trebuie să fii plănuit. Rutina asta e care trebuie să faci ceva, să trezești dimineața. Trezești mai dimineața, adică nu vezi răsărit soarele când te urci. Dar vezi răsărit soarele când te trezești dimineața, îți faci acestea și aceea dimineața am dat să citească la multe persoane. Nu știu de ce nu este nimic greșit sau este. Dimineața miraculoasă sau Miracle Morning. Foarte bună carte. Acolo zici cum să ai 6 de prinderi până la ore 8. Eu înțeleg că e dulce somnul, no? Dar ești cel mai randament și cel mai mare din dimineață. Minetul pe grup. Ce? Minetul pe grup. Da, să o pun pe grup atunci îmi spun. E o carte foarte puternică și te ajută pe încep pe zi pe dimineață. Orice persoană le zice, da, eu știu bănința acum, ce are asta cu trading-ul? Are. Că la trading gândești capul. Dacă ești bine spiritual și ești bine mental și fizic, toate lucrurile astea sunt ok, atunci poți gândi și nimic de pe piață. Dar dacă stai stresat de aici, stresat de acolo, mai ai probleme ceva, bătăie de cap, evident nu se poți concentra la maxim pe piață. Deci, așa că, ca să-ți faci această rutină și să fie productivă, trebuie să ieși în zona de confort. Zile zi trebuie să-ți creezi noi provocări. Zile zi trebuie să-ți creezi, să încerci mai multe oportunități când te dezvolți. Și încă atunci o să puteți ieși din zona de confort. Păi dacă o să-mi pun așa pe grafic, e că nu am făcut asta la masterclass. Și am întrebat, era ta normal. Am pus un punct, ce vedeți? Tot ce vă spun punct, nu mi-e vede foarte alt. Știți? Suntem concentrat la ceea ce în mod psihologic trebuie să ieșim din zona de confort. Asta este un punct foarte important. Așa, despre trading. Nu cred că ați văzut un pact, dumneavoastră ați văzut chestia asta. Nu ați văzut 10% sau 5%. Da. 10% tranzacționare, 10%, 10% cumpărare, 10% vânzare și 80% ce? Așteptare. Dar la noi cum? 80% buy, 80% sell. Și 0 așteptare. Chiar și eu înțeleg, trading-ul asta e domeniul care e mult mai rapid decât investițiile. Corect? Nici cauză. La investiții nu trebuie să faci mare analiză, acolo pur și simplu aștept. La trading, de ce îți mărești profitabilitatea în perioada mai scurtă? Pentru că e riscul mai mare. Pentru că, nu că e riscul, pentru că implici analiza ta. Dar poți să zici și riscul, da. Riscul ăsta în cazul în care nu faci analiză bună. Că așa îți gestionezi riscul și jonglezi cu piața cum dorești tu. Aici, 10% de buy, 10% sell și 80% de așteptare. De multe ori ai, de exemplu, deschise 4-5 tranzacții și tu vezi că risc și money management tău nu-ți permite deschis mai mult. Înseamnă că tu ești în care zonă cu așteptare. Cine de voi aștept? Nu cred asta. Către bloturi, de fapt. Ok, adică preferi o tranzacție în stop loss decât ai fost vreodată limitat de loturi? Adică trebuie obligatoriu să-i faci? Nu, dar însuși zici loturi pe de respectat zile. Da, respectat, dar atunci înseamnă că la profitabilitate o să ai profit mai mare de la tranzacții. Trebuie. Nu există nici trebuie, ești trader. Eu nu există cum trebuie. Nu, ca să închez double head-ul. Adică zilele faci și le preferezi în alta. Ok, nu cred că preferezi în alta. Nu,
Ai limitul ăla pe tine să-l faci într-o lună, două, trei, patru? Nu, ok, ai un plan de dezbață. Tu ce crezi? Dacă a pus, doamna Teanu a pus 10%, tu fix la sfârșit 12.605.000 și nu știu de acolo? Ok, dar între ori... Ai drumul. Să deschidem așa conturile, da? Pentru că le ținem blocate cu cât de sistem. Dar nu le ții blocate, ai evident, ești bă. Păi da, dar și cum le deschide, nu primești să nu faci tot. Ok, eu explic cum e corect. Dacă vrei, deschizi tranzacția atunci și încarci... Și că apare întrebări, da, deși, ca nu mă spiați acum vrei eu, lupte prin potriva mea. De că deși. Îl explic aici. Deci, trebuie să ai și partea asta de așteptare, de aia am dat. Sunt anumite situații când trebuie pur și simplu să aștepți. Nu, de-am întâlnit că între cu loturi mai multe, dar cum să mai puțin ai de viață, adică, dacă care e de la mine. Ok, înseamnă că trebuie obligatorul pe tot. Deschizi, nu, e via, dar deschizi continuă tranzacții, tot ziua, pentru că deschizi tranzacții, pe tine, da, poți chestia asta, dar ești obligat să pui stop-loss. Păi da. Da, obligat stop-loss, pentru că tu ieși din poziții, înțelegeți? Adică în cazul în care trebuie să-ți pornești împotriva ta, să nu ai maximal drawdown foarte puternic, înțelegi? Tranzacții se reducă, dacă duci împotriva ta, se închide stop-loss. Și atunci ești posibilitatea de schimba o tranzacție. Asta ce am vrut să fie, aici nu e vorba că trebuie prost să stai să aștepți, nu faci nimic. Evident că să întreprinzi acțiuni în piață, da? Asta înseamnă că să nu intensifici procesul. Nu, faci stabil pe timp de proces. Poți să duci un lot de și stai cu un lot toată luna la urmă. Și tot așa bani faci, dar vrei. Dar sunt trader, eu am așa trader, că am văzut pe toată lumea. Da, dar e între ce... Eu sunt concentrat să faci profituri mari. Dar nu încadrăm cu double hit-ul. Ascultați la un moment. Ca să încadrezi cu double hit, iată cum se face. Lucrează cu profitabilitate mare și la urmă el este gata ca să închide tranzacții minus pentru asta. A ajuns, de exemplu, profitul de $10,000, de exemplu. Și el din 5.000 s-a luat și s-a jucat și a făcut loturi. Și a scăzut și a rămas profitul de 5.000 și își scapă în care l-a ajutat asta ca să lucrezi mai rapid în piață. Mai este o oportunitate asta. Să nu credeți să găsesc media ideală, să faci numărul de loturi deodată și profitabilitate și încătăți și să fii planul și ala fixe, ca cum ai făcut. O să vă arăt plan în sfârșit. Cum să faci în Excel, ca să vă foarte mult, îți ajută vizual. Chestia pe care se discută aici este foarte importantă. Să țineți cont de ea. Nu țineți cont asta, nu mai întreb. Țineți, nu țineți, eu știu cum să țineți cont. Puțin care țin cont de asta. Așa. E clar cu bani. Deci, hai, da. La sfârșitul lunii, noi nu am făcut aceste lucruri. Din data este sfârșitul lunii. Nu. Cashback-ul noi nu îl primim, da? Da. Se anulează pentru luna dată, noi nu primim cashback. Cum? Cashback-ul primești? Cashback-ul primești numai după ce facem aceste 200 de... Nu, e 10%. Deci, nu am de etapă. 3%. 3%. 3%. Deci, Independență, întotdeauna te modelezi la situație. Nu poți să-ți fii exact de ca astăzi a făcut 10 loturi și 100 de dolari. Nu, e greu să lucrezi așa. S-a primit caz, ai făcut 8 loturi, dar ai făcut 130 de dolari. Înțelegi? Manevrezi. Următoarea zi, echivalezi, faci echilibru. Nu prea pleața zice, mai de asta mai duc în 3 loturi, pentru că e planul. Nu o să fie așa ceva. Asta tu trebuie să zic. De asta, de ce? Trader, asta e capacitatea de a te modela foarte rapid la piață. Te adaptezi la orice situație. Ce, ok, a fost odată pandemie. Ai întâmplat anumite lucruri, ai înțeles cum trebuie să acționezi corect. A doua oară când se întâmplă o chestie de genul, tu o să știi cum să reacționezi la piață. De asta și de multe ori analizăm istoricul, ca să vezi ce s-a întâmplat. Să știi ce simte vezi pe viitor anumit. Așa că nu așteptați să zici ceva standard. Asta e ceva ce te modelezi tu și independent din capacitățile tale de a te modela cu piața. Aici sunt rezultatele tale. Ați înțeles ideea? Vreți să modelați, să adaptați pe piața. Piața și trendul. Ești după trend. Adică nu încercați să includi reguli tale de piață. Piața are reguli, încearcă după reguli video și gata. Nu trebuie să vă complicați. Cele mai bune rezultate le aduc lucrurile simple. Cred că asta ați înțeles. Cât mai tare te complici, cu atât mai dificil îți vine ție.
Neacă, învățam la matematică. Și te știu mai complicat probleme, ajunge rezultatul 0 și 1. Așa că și uitați, nu vă complicați foarte mult și încercați. Indicatori, 4 tipuri de indicatori. I-ați combinat, ați modificat niște parametri, ați avut acolo o teoremă și la urmă ajungi la același tot. Tot orientez cu confirmare de la 3 de exemplu sau combinații de lume, nu vă complicați. 10% bani, 10% sell shop, 10% așteptare. În așteptare asta îți înseamnă ca știți. Am vrut să vă dați ce faci în așteptare, în 80%. Cred că asta e greșeala la 3. 80% așteptare asta înseamnă că nu ca în fața graficului dimineața în seara. Ceea ce fac unii. Adică vin la analiza tranzacțiilor, schid de calculatorul și o văd 3 luni pe grafic. Mai și deodată, evident, mi-am dat seama că persoana dată, trader dată, a stat dimineața în seara și a urmărit și eu dat unde a urmărit. Spate și duc prețul un punct în sus sau un punct în jos. Am rămas în $20 și îmi trece spread-ul. Iar că îți dai seama, nu, trebuie să analizezi per general și te concentrezi la piață. Deci, mai încă 80% vă trebuie un test input cu alte activități. Cum ar fi? Sport. Sportul ăsta e evident. N-are treabă cu profitabilitatea de pe piață, dar e influențat. Este un factor indirect. Să știți asta. Cine de voi practică sportul ăsta? În ultima care, așa. Ok, perfect. Și celălalt deja trebuie să facă. Practicați obligatoriu. 10-15 minute nu contează. Sportul ăsta nu e șahmat. Sportul fizic, da? Să intensificați circulația sângelui, așa mai departe. Citit și documentat. Îți faci target pe zi. 5 pagini sau 10 minute, 15 minute, completez să stai de tăză, așa, azi o carte, mă întrii și după unul patru, nu. Asta tot nu e ok. Tot nu e ok, asta. Ți-ai dedicat o anumită perioadă timp. Asta ce? Asta e ca o exerciție la creier. Foarte bine ajută, te dezvoltă. Investing-ul dimineața, cât vei ca prima ți-ai deschis investing-ul Bloomberg, CNBC-ul, ai deschis, ai și câteva noutăți, chiar când te întâlnești cu un prieten, ai aici interacționale la ceva noutăți mai. În cazul în care prietenii tăi are, au treabă cu piața. Și este interesată, că e interesată de lumea înconjurătoare ce se întâmplă. După care o să fie ce? Călătorii. Voi puneți-vă măcar o dată în an în scopul câte o călătorie. Ok, dacă o călătorie, măcar una, două, o călătorie, hai să presupunem. Minim o călătorie în afara țării. Și dacă vorbim de călătorie în țară, aveți cât ceva aveți și stați în țară. Este. Faceți călătorii pentru că asta îți ajută. Schimb mediul, interacționez cu alte persoane. Vezi alte culturi și toate lucrurile astea te dezvoltă și imaginați că mergi să faci călătorie, nu știu. La bursă de valori. Amsterdam. Mergi, tu deodată ești în anturaj, simți energie, altfel te simți. Lucrurile astea foarte mult te dezvoltă. Și dacă mi-am să aminte de ieșită în lume, asta sunt meditațiile. Meditații folosești cineva? Da. Măcar 10 minute. 10 minute, dar în ce constă general meditație? Te debarasezi de gânduri, să fii liniștit, să fii liber, dar nu stă în cap. Trebuie să mă duc să aduc copilul, trebuie să mă duc asta, am și antrenament, am și asta și asta, și stai tot și duci și un pai trebuie deschid, că am făcut 10 locuri, corect? Și ai făcut pe trailer acolo, pe piață, e tot numai și 10 locuri. Pentru că tu ești concentrat la mai multe idei, toate forțe trebuie să împart în 10 idei. Concentrați pe anumit, ai obținut rezultatul, că după asta dăm șansă. Sunt două. Ori să atingi scop, ori să-mi spuză. Și după asta zici, măi, eu trebuie așa, asta n-am avut timp, aici n-am reușit, aici au ieșit Trump și au vorbit aici, bai, de ce m-am spus, și piața nu mă zbine. Nu. Ți-ai pus scop. Aha, am făcut asta, mă concentrez. Și îi faci ca treptat. Știu că asta e greu, știu că asta e greu. Noi toți ne confruntăm cu asta. Mai ales la început, când te confrunți cu chiar cu cititul dimineața, știi 10 minute. Lasă-mi ia și 20 minute și gata, apoi mâine 30 minute și ajungi că la sfârșit săptămână trebuie să cer două cărți. Dar, de exemplu, trebuie să faci tot treptat. De asta așa am zis cu bucățel, înghite elefantul pe bucăți, știți? Așa. Time management, aici de time management, aici avem lucrat toți, întotdeauna pentru noi timpul trebuie să-l acordăm lucrurilor care sunt importante și care articulează și care dezvoltă. Sunt foarte multe chestii pe zi care le faci și sunt inutile și mai câte ai patat timpul degeaba. Dacă mai aveți obiceiuri, vă aduceți rețele socializare care începeți să le scoateți acești lucruri. Sau puneți limite. Sau puneți limite, serios. Ce vă vin notificări acolo, puneți limite. Limite sunt o grămadă de informații care nu trebuie să fie strecurate pe creierul nostru.
prin sita pe el. Dați informații bune. Odată ce o să hrăniți cu informații bune, tu atunci o să faci ceva bun. Dacă o să fii tot negativ, dacă deschizi știri, omorât, poucit, chestii. Nu. Hai să scoasă de o parte, concentrat pe ceea ce te creează, pe ceea ce te dezvoltă. Relaxare. Asta tot. Dacă stai tot ziua pe graf și stai în contact cu mama, te atinge cineva cu nu știu, doar gata, nu, asta nu e ok. Trebuie să fie relaxat. Relax, relax și iarăși relax. Și chiar cum vreau relaxat și minus, tot trebuie să relax. Nu, înseamnă că știți când nu apare relaxul. Când l-am depozit, e încălcat riscul money management, atunci se încaută relaxul. Știți asta. Dacă ai la un depozit, de exemplu, de 30.000 și s-a dus tranzacția minus 2.000, n-a să ai stres, corect? N-a să ai stres mare, că asta câte procente? În câteva procente nu depășești 5%. Și nu stai așa de, dacă în depozit de 30 deschizi cu 10 loturi și deschizi, de exemplu, tranzacție pe ceva mai volatil, el îți duci 5 puncte, îți duci jumătate de cont. Și aici apar probleme. Că când îți mai duc 5 jumătate de cont, e că atunci îți probleme pe piață. Dacă în tranzacția stă lejer sau, de exemplu, e diversificat și ați spus așa 2-3 loturi, s-au împărțit pe mai multe valute, cripto, gaz și toate acestea, când îți duci o tranzacție împotriva ta, zic, nu trebuie. Și tu percepi altfel lucruri, ok, asta s-a dus aici, compensează, am închis, e zero. Sau am închis, e profit, am închis, e pe minus. M-am concentrat, am văzut care e problema, am iert mai departe. Iată, deci nu-mi caucați volum. Ok, ne-ai volum, dar nu era aici tema. Dar dacă te relaxare, ca și relaxată în viață, trebuie să ai volum normal în viață. Atât ai tot. Volum normal. Problemele apar când încălcați volum. Asta vă garantez deja. E testat și retestat. Îngrijire personală. Îngrijire personală, atitudine pozitivă, inițiativă. Asta tot vine din interior. Asta tot muncești la tine întotdeauna. Tot ce vine negativ, tot vine din tip psihologic. Cum e starea ta psihologică? Voi cunoașteți asta foarte bine. Deci eu n-am să insist, asta voi să lucrați fiecare individual. Cum voi o să vă mențineți sănătate? Deci, cum voi vă menține starea voastră spirituală? Voi așa nu o să evoluați. Și întotdeauna când privești pozitiv lucrurile, chiar dacă ai acolo, nu știu, și vă spun la că ceva nu ți-a plăcut, întotdeauna când ești pozitiv și încearcă să analizezi situația la rece. Dacă stai încordat, stresat și toate lucrurile de știi de leși sport, leși citit, stai de este, gata, tu te inhibi și agravezi problema. Tu te inhibi. Tu știi să atragi mai multe probleme. Ia ca și faci. Odată, ia ca aici, cum gândești, dar ce atragi? Ce gândești, de ce atragi? Chiar recent am avut o discuție mai încordată cu un trader în privința la ceea ce gândești, la ce atragi. Nu era de acord, voi sunteți de acord cu asta? Da. Asta foarte bine inclinează. Ceea ce gândești, la ce atragi. Așa și pe piață. Dacă ai stai și mă nu eu stop loss, a fie ca el pic. Știți de asta, el e pe-am frate, păzește-te. De asta și trebuie să fii, întotdeauna gândești că trebuie să fii grasat. Ok, la stop loss te-ai concentrat. Ce ești primul trader, care e stop loss-ul. Stop loss-ul, chiar și când a fost creat, a fost venit pentru ce? Pentru a minimizat, nu a fost. Adică el trebuie să fie folosit undeva, trebuie să-l poți lua din tură, pentru că asta de multe ori este ca o pană. O pană ieși să-ți revine, dar nu vezi ce faci. Așa, networking. Networking, asta trebuie să vă dedicați timpul. Ia că acum faci, ați dedicat acum seara timpul, în masterclass. Da? Vă dedicați timpul dimineața, la rachet, discar și meditare. Dedicați timpul la anumite activități care vă creează și care vedeți că sunt beneficii pentru voi. V-am spus încă o dată, încercat, n-avem așa mult timp. Credeți-mă, timpul ăsta e resursa cea mai scumpă. N-aveți așa de mult timp ca să-l pierdeți cu persoane care nu vă ajută să progresați. Nu aveți timp să pierdeți cu activități care nu vă ajută să crești. Asta în cazul în care vrei să creșteți. Asta în cazul în care vrei să creșteți. Economisirea. Economisirea tot contează foarte mult. De multe ori că ați observat, asta poate și în tranzacționare. Contează foarte mult în ce tranzacții te văd. Nu te băga să și de impuls. De ce sunt prin impuls? Adică ce? Pentru 10 puncte ca să și de impuls? Ca să pui un stop loss până la capătul graficului și un take profit acolo micuț și când se întoarce înapoi, puțin care rezist să ajungă la nivelul de
de sport, să-l aștept să respingă înapoi, să duc să se iei de prostituție, în care așteaptă. El când vede piața spune și înapoi, în ianuar când s-a dus acolo în vreo două ori mai mari de prost, închide minus. Vă trebuie asta. Economisire aici, aici vine vorba în general, să economisești energie. A, nu vă pierdeți energia, lucru care nu contează. Asta tot. Fiecare avem o energie limitată. Cum noi să ne alimentăm cu energie? Așa am spus, asta e ca să avem niște baterii. Cum ne îndrăcăm? Așa toată zona utilizează. De asta trebuie dimineața când te trezești. Ți încarci energie. Energia asta e din citit, din toate lucrurile astea. Afectați fizic, tu gata. Ești încălzit. Gata de muncă. O, trezitul de dimineață, activitatea de calitate, deci profesie de bază. Da, și profesia de bază. Da, cei care au profesie de bază, nu le amesticați. Ai profesie de bază, te-ai dus, ai lăsat totul de parte. Din când în când mai scos telefon, verifici un transact. Ai lăsat asta de bază, te concentrezi de bază. După asta ai venit, te-ai concentrat pe altceva. Era asta, cât ați auzit, trader ăsta român, care a venit acasă. Și eu tranzacționat, dar trader, știi, scalping, tranzacționare, vreau scurt, minte, dar la trader intraday, care tranzacționează timp de zi. O mare parte din trader în America iubesc tranzacționarea asta pentru o zi. Când s-a deschis piața și când s-a închis piața. Eu ce asta fac cu piața de capital? La 16.30 am început lucru, la 22 s-au închis tăți, s-au dus acasă. Deci e așa tranzacționează. Și el ce a zis? O să am trecut din domeniul investiții la un domeniul tranzacționare cu ce scop? Ca eu seara să vin acasă liniștit, să știu că am făcut ori un profit, ori minus pe piață, dar știu concret că gata, nu mai am acolo. Oare și faci acțiunea companiei și oare fondatorul mai este, unul concediat, unul dat afară, unul dat este la directorul general. Știți, stătea cu totdeauna, că la acțiune trebuie nu mai să crească ca să faci profit. Și eu o să creșteam vin acasă liniștit, să mă ridicam în casă, frumos, în om halatul, stăteam și făceam lecții. Seara. Fica acum studiază, ea e în domeniul trading-ului, ea are o poziție destul de înaltă într-o formă de investițional sau într-o bancă, nu mai știu sigur. Dar tot în acest domeniu. Neacă de ce? Cu aceste lucruri cam în par, ne zicesc că e săcut tot. Nu, să țineți cont de asta, dacă vreți ca voi să... Asta nu numai în trading, asta e general, voi să vă predice. O, rutina unui trader. Rutina unui trader. Înainte de aici, iar că am vrut să... Grigore, o să spui așa un pic, maxim 5 minute să explici. La trader sau pentru că ai o experiență mult mai mare pe o parte decât trader de aici și vreau să explici cum era la tine început. Și pe ce te zi dimineața, te uitai, ce făceai, cum activai, cum ți iei tranzacții, cum închidei, cum... Căutai și ca în prezent, cum erai la început, așa mai speriat pe piață și cum ai ajuns acum ca să fii stabil. Chiar dacă ai un lacăt, chiar dacă ai un minus, chiar dacă faci un profit mai mare, tu ești stabil și nu te... O să termini și acolo, chiar dacă ți-ai spus, sau aici, și așa faci un lucru. Mulțumesc! 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 Mă numesc Glenn, am 20 de ani. Sunt în domeniul trader, în trading-ul. Relax, e ca un grid, relax, tot în cordie, relax. Mai mult de un an. La început eram cos în domeniul ăsta. La fiecare o minută, două minute, analizam, mă uitam cum merg tranzacțiile, cum se desfășoară tranzacțiile, cât de mare e minusul, cât de inter minusul. Nu aveam, chiar dacă facem o analiză, dacă vedem minusul mare, analiza nu era corectă. Și că iarăși începem a deschide tranzacții, vedem că e minusul mai scad, dar mai mult sunt cea jos. Și la moment, aș spune că sunt în creștere, alte emoții sunt pe piață. La început, dacă avem un minus mare, nu dormim nopțile, avem stresuri mari. La ora 20 în noapte putem să-i scriu domnul Mihai. La ora 8 putem să vin la Alexandrie, dar la oficiu. Dar la moment, adică, cum spun, mai pasiv. Adică nu e un minusul ca ceva care e imposibil și adică... Pentru mine... O poți accepta, adică dacă lovitură, mai era ok, trebuie perceput-ul, era tot asupra ta. Vari eu stop loss, vari într-un lacăt și asta. Adică deja acum, chiar și acum,
sunt în lapet mai mult de o lună și ceva, adică nu prea am stresuri. Eram pe pas pe contul și tot m-am luat undeva cu vreo 3-4 luni în urmă. Mai aveam puțin de un foarte puțin. Și am venit cu domnul Mihai, am analizat, m-am mai uitat, și am restabilit înapoi contul, adică fără careva investiție, adică singur. S-a restabilit contul, la moment sunt profit și... Despre tranzacții, dar de rutina ta. Faci sport? Eu am înțeles că ta, rutina ta, nu pot să o dată în 2-3 zile de tranzacții. Dar de la început, cum era rutina? Trezi dimineața? Da, mă trezeam dimineața, așteptam marketul discussion-ul la ora 8, de el să la 10. Mă trezeam dimineața, adică dacă era la început, dacă era... Era mai minus, putem să, la ora 5, putem să, nici nu pot dormi. Și nu mai doar vizioșenii sunt relaxați. Și acolo unul este, a doi. Și ce faci, dacă nu dorm noapte, ce? Să schimb poziția la tranzacție? O să influențez piața, o să piața zic, păi să arată, păi mi-e dorm noapte. Da, vreau să ajung la trei prostul voie și mă întorc în apuri. Nu, nu e prost. Mai ales că noapte e sesiunea pacifică. Sesiunea pacifică asta nu face lucrări foarte mari. Ok, sunt situații când da, dar tu mi-ai zis că încă nu de o acțiune. Ok, m-am asigurat cum ori m-am dat. Cât mă uit pe istorie, mai cât ar putea scada, putea să mai cadă atât, da? Contul la mine rezist, ok, ești să dar îmi liniștit. Sau voi gândesc că numai închizi ochi și piața de dată, 8 duci în jos de zi. O fost. Ai deschis ochii, 8 duci așa, dacă e umbră lasă, știi? Nu. Mai să nu luați așa aproape de inimioare. Deci trebuie să fiți mai relax pe piață. Așa. Aici, deci rutina unui trader. Păi ești Ștefan să faci rutina? Da, rutina ta. Eu cred că o analiză tranzacțională. Fără răspuns. Eu mă numesc Ștefan. Deși nu am atât de mult timp de când ați acționez pe cont real, am observat că e altfel de cont demo. Pentru că la mine cumva, eu vin din domeniul investițiilor, de-am vreo 2 ani investesc în acțiuni. Și acolo foarte lent tot merge, adică ți-a făcut tot analiza, știi că compania 10 ani o să fie bine, n-ai ca aștepți. Dar după asta, într-adevăr, ai nevoie de profituri și am decis să intru în trading. Aici tot așa, când eram de cont demo, ești mai liber. Ce ai să pierzi? Nimic. Da, am făcut analiza, simt tot, am dat. Am dat sel. Acum după asta, după ce am trecut pe cont real, cu totul e altă, are emoțiile. Tu nu mai dai atât de... Tu ți-ai făcut analiza, că așa vrei să dai bani. Asta, stai, okay. Poate nu-i bani, poate e sel. Te mai uiți, mai uiți, până la urmă îți lucrat inversul. Te gândeai că dacă dădem invers, mai gine pe sem. De rutina mea, la asta trebuie să mai lucrez. Da, e foarte important, adică cred că asta toți ați învățat. Săptămânal să facem analiza tranzacțiilor, adică ne facem un grafic, eu, analiza mea, grafic care îl utilizez la punctat de la domnul mentor meu, domnul Argent Andrei, dar am mai introdus ceva persoană, nu? Nu foarte mult, da? Adică el e destul de practic. Avem cotația. Ce să vă spun? Deschidere. Adică cine nu cunoaște sau nu utilizează, cred că o să ajută mult. Închidere. Tip. Preț. Cum ați preț? Dacă nu înțelegi scris, nu. Mai jos avem concluzia, da. Nu, mai era. Da, profit.
noi doamne, la Nu, practic la asta n-am adăugat, am adăugat după. Deci, evident, deja avem votațiile, avem așa mai departe. Să optimizăm, adică unii fac foaie, dar presupunem, hai bine, tu faci foaie când ai 10-20, dacă când ai 50 tranzacții, cum faci foaie. Adică ai nevoie de foarte mult timp. Respectiv, noi putem să descărcăm, cred că știți cum, să descărcați din contul traderului, adică chiar și în aplicație. Vă descărcați, pe dreapta acolo este, descărcați toată analiza și acolo vedeți din mână. Dacă eu ce-am scris aici, 90% este acolo tot. Acum eu inițial cum făceam? Luam fiecare parte, prima tranzacție, dă-ți mă uit la ea, la parte, și îi lua foarte mult timp. Respectiv, acum îmi pun, de exemplu, acolo în Excel, să dă în Excel toată analiza aceasta, iau prima, cotația. În Excel-ul care îl descărcați, vi se dă acolo după închidere, nu, după deschidere, în aplicație după închidere. Respectiv, eu puneam după deschidere, că mi-e mai ușor să-mi dau seama că eu la ora asta am deschis asta, și eu puneam la ambele să fie așa și le copiam. Și așa economisești foarte, foarte mult timp. Și adică eu deja tranzacțiile toate le am. Pe lângă asta, deja concluzia, cred că știți, aici e cel mai important. Ce ați făcut voi? La mine majoritatea împotriva trendului, împotriva trendului. Dacă deja vezi că la mai mult tranzacția ai împotriva trendului, înseamnă că aici trebuie să apară o întrebare și verifici. Dacă sunt foarte mult împotriva trendului, dar la tine este profit, înseamnă că tot e regul. Dar dacă sunt foarte mult împotriva trendului și la tine te-ți pe minus, înseamnă că la asta trebuie să te gândești. Eu la toate acestea, dar cotația, deschidere, închidere, tip, volum. Volumul deja tot așa e foarte simplu să calculează. Eu am mai adăugat așa. Ceva poate simplu, poate pentru mine, dar cred că vă puteți vă ajute pe voi, culorile, pentru că vizualul meu ușor. Și eu pun la, dacă e profit, eu pun, de exemplu, profitul 150, eu pun cu verde și toate care sunt minus, eu le pun cu roșii. Și așa nu mi-e ușor foarte bine. Care sunt 50 plus, nici nu le socot și le pun albastre. Adică aici au fost contrare, păjări, care cumva în zata. Da. Acum, la sfârșit, de exemplu, avem total. Eu mi-am făcut un total. Total avem, presupunem, în total avem 100 de tranzacții. Acum, dintre aceste 100 de tranzacții, eu mi-am făcut cotația. Cotația. Total. Profit și loss. Și aici avem cotația. Eu vreau să dăm. Так. Вирус это. Респектив, но не уйдем, верфикам, а полу, когда так он пузо, если тот курей, как она ей, а если двора пьешь клик, дай клик, что ты лечь, а полу сон пати, но нормал, когда ту на пикар скрии на фил, но пуй муна, евросы бы, русы, что муна, румын. Что лечь, евросы бы, ты парти симпл, для номер, дай 10 транзакций, евросы бы. Экзем, скрим, 10 евросы бы, avem tot 10 și GBP plus USD. Acum din acestea, de exemplu, noi ne uităm cu 9 profit, 1 loss. Aici 5 profit, 5 loss. Și la mine, de exemplu, era tak, pe CKHF, era undeva tak, 6, nu, 0 profit. Nu, din 10 tranzacții, hai să presupunem că erau 8 profit și 2 loss. Respectiv aici tot ne-am colorat, se vede așa foarte bine, cu roșu, cu verde. Și mă uit, aici cumva eu pe GBP USD, sunt normal, adică și profit și minus, și cumva mă mișc pe loc. Euro USD, de exemplu, merge foarte bine, dar aici întrebarea apare, ce se întâmplă, de exemplu, alt cotați, oricare ar fi ea. Pentru că dacă tu ai două în profit, invers, da. Dacă ai doar două profit și 8 loss, aici trebuie să apară o întrebare. Bine, mie îmi place, acolo aici văd volatilitate. Dar dacă eu n-am nimic profit, ori vezi greșeală, ori te oprești. Și să scoți demo sau... Ori scoți cotația. Eu acum am scos cotația și dacă vreau așa de mult cotația asta, în demo, sunt practic, n-a să reușească. Dacă nu avem profit, și să... Și cam asta este. Așa.
să vedem mai departe, doamne, să are cineva din sală o altă strategie de a-și face o analiză a transacțiilor? Mai era o chestiune. Mai pe foaie, da? No, ok. Pentru că s-a început. Ok, da, sau nu știu. Poți fi și... Nu, dar n-am știut că este și așa. Da, poți să-ți faci și cum dorești, te adaptezi. Dar pe foaie tot interesant. Adică nu să cumpăr, să-ți faci pe foaie. Știți ce scrie cu perița, nu tare cu perița. Dar ceilalți tax, înțeleg că dați ceilalți nu faci să analiza tranzacțiilor? Facem. Și mai era această analiză, tot la un masterclass am avut, am auzit, un coleg a spus, am spus că cineva vineri nu tranzacționează loc. Da. Nu pur și simplu. Evident, dacă noi avem 2-3 luni când tranzacționăm, noi nu putem să-mi dăm sau. Dar noi uităm, de exemplu, am putea face un grafic apart și punem, asta a fost deschisă luni, marți, miercuri, joi, vineri. Vedem că vineri e roșu, adică din 20 tranzacții, noi avem una de profit și 19 pe minus, în restul zilor, poate tot e bine, se poate vineri. Sau rutina noastră poate are problemă bine. Deci nu, acel trader nu tranzacționează bine din cauza că când analiza tranzacțiilor, el a văzut că nu este profit pentru profitabilitate pentru el. Și din cauza dată, el și-a spus ziua de vineri, o categorie cum tranzacționează. Da, ok, celelalte 4 zile, el tranzacționează. Zile de meditație tranzacționare și au pauză și este bine că noastră aveți necesitatea și simțiți nevoia, faceți o pauză, pur și simplu. Deci, dacă n-ați făcut astea 10 loturi, asta nu vă ia capul de umeri, absolut nimic, o să le faceți și peste o zi după ce s-a încheiat contractul. Adică, dar contează ca să fiți ok cu voi înșivă și să nu faceți greșeli. Spuneți-vă, rog, câți din voi nu sunteți ok, aveți foarte mult de făcut în acea zi și deschideți tranzacțiile și tranzacțiile sunt foarte bune. Sunteți încărcați cumva energetic cu negativ, când deschideți tranzacțiile, cum sunt tranzacțiile voastre? Haideți, recunoașteți! Minus! De aceea este foarte bine, în cazul în care vedeți că nu sunteți ok și știți că vineri, voi este o zi de post, țineți post vineri. Dar dacă și luni post, luni tot țineți post, dar tranzacționați marți, miercuri și joi și faceți profit pentru toată săptămâna. Este posibil și așa. Din cauza că noi suntem absolut toți traderi individuali. Și noi avem posibilitate. Și dacă noi primim o mașină, da? Suntem șoferi la volan, spuneți-mi, vă rog, mergem toți cu aceeași viteză, suntem toți la fel ca șoferi. Nu, fiecare avem deci strategia noastră de a conduce acea mașină, corect? Și dacă mie mi s-a spus că este 60, dar câteodată pot să merg și 100 pe oraș. Dar câteodată pot să merg și după 20 dacă este gheață. De aceea și voi ca trader trebuie să vă să simțiți piața și trebuie să tranzacționați și adițional cu starea voastră interioară. Ok, vorbim. Așa, deci o rutină este compusă dintr-o serie de obiceiuri, ceea ce discutam noi. 40-45% din tot ceea ce facem zilnic pare a fi o decizie, că de fapt acestea sunt niște obiceiuri care sunt diferite. Sunt niște obiceiuri. Sunt niște obiceiuri, deci în loc de a rezista idei de rutină, mai bine ne-am construit rutine care să fie în folosul nostru. Ce rutine vestite cunoașteți? Corpul meu, sunt sigur că nu vrei să izvoți cauți acolo internet. Cum am ajuns acolo? Și eu vreau voi de sărbători. Care sunt secretele? Secretele succesului, secretele. Sigur, da, să apătați. Azi, cum vă amuzi. Trebuie să dați mai departe. Rutine pe masă. Ariana. Deci, ce a făcut ea? Își alocă fiecare dimineață timp pentru a respira, a fi recunoscătoare și pentru a-și seta intenția pentru ziua respectivă. Apoi meditează și practică yoga. Seara își scoate telefonul din dormitor și citește. Fiecare își face și... Trebuie să-ți obicei pe care toți le-ai setat. Nu, te-ai avut în copilărie anumite plăceri. Nu, de exemplu, te-ai dus întotdeauna părinții în natură. Da?
evident când ești martor, o să te regăsești acolo și o să ai plăcerea să experimentezi la natură. Bill Gates, doar 7 ore pe noapte. Mănâncă ceva dulce la micul dejun și petrece o oră fiecare zi vizionând documentare de diferite tematici. Și de asemenea este mereu conectat în ceea ce se întâmplă, știe New York Times și Wall Street Journal. Vedeți, nu știu, resursele obligatorii din cărți de dezvoltare personală sau anumite cărți din alte. Eu mi-am găsit motivația în cartea asta. El se găsește în altă carte, nici cauză, pentru că acolo se regăsește. Se găsește arhitectura mea, pentru că atunci ești cărți. Poți fi la documentare. Nu numai că îți citești cărți, poți să ai audiobook. În mașina asfaltată, la audiobook, ați amână dat. Sau nu, dar îți spuneți sară. Audiobook-uri ascultați? Ați avut, de multe ori ideea asta că ajunge undeva la o jumătate de carte, că ele nu se urce. Ajunge la jumătate de carte, zici, stai și auzis. De dacă tu ai în cap foarte multe gânduri și nu te debarasa de ele, tu mergi la volan, te concentrezi. Așa, eu trebuie să intru la magazin, trebuie să iau asta, asta, făceați-mi notițe. Nu trebuie să ții minți tot în cap. Fă-ți notițe, că dacă îți faci notițe, știi când să uiți și gata. Creierul îl eliberez de o grămadă de povere. Și ești concentrat și vorbești, iet cartol sau cine l-a spus. Ești concentrat, anume ce spune și în esență. Că, da, eu știu, de la început citești cartea, scrii la număr, am citit o carte, gata, de motivare, și trebuie doar, motivare, trebuie. Și drept că nici 10% nu ții minte din trezile, dar gata, este la număr. După asta, atunci, ești șor, îți dezvolți capacitatea creierului ca să ții minte toată cartea. Și încă tot trebuie să faci însemnări, de trebuie să citești. De asta întotdeauna, însemnați, a zis că pe foaie. Dar asta nu trebuie să vă deranjez, faci pe foaie. Mult mai mult memorez și învățătăți când faci pe foaie, de exemplu, uite în Excel. Asta înseamnă că trebuie să fie Excel ceva rău. De asta și să fac Excel, să fie Excel. Dar întotdeauna când se însemne, ajungi mai rapid la rezultat. Bill Gates, deja cu el ce face clar și la ora 7 de dimineață, deci a răspuns deja la e-mail, a fost la aerobică și a lăsat copiii la școală. Tot dimineața aș verifică și lista cu lucrurile de făcut pentru ziua respectivă, pentru a fi tot timpul la curent cu ceea ce faci și ce are de făcut. Agenda aveți? Da. Vă notați în agenda sau aveți ok? Asta am notat. Nu este agenda și trei foi albă pentru care au scris. Deci în agenda, frumos, ți-ai notat tot ce ai făcut dimineața, să începi. Limbi. Asta foarte bine. Așa, și trebuie să o puneți cu alarmă. Și la tranzacționare, la fel. Ți-ai pus alarmă dacă n-ai timp să... În graficul tău o să ajungă, pește că nu doar noapte. Este așa ceva, alarmă. Îți pui alarmă, da? De dreapta îți pui alarmă și te trezești, că dacă trebuie, n-ai ceas, n-ai puneți ceasul, trează ceasul și trezești, zici, am ajuns la preț, pista, trezești, făci ceva. Și doar mie niște noapte, și trebuie să trezească. Nu stați și urmăriți piața și ieșeți și trează acolo. Îmi poți schizi bike în caz că e o ceală. Ok? Așa, ce mai departe? Deja o parte din voi sau o majoritate cunoașteți tehnica smart, nu vreau să mă aprofundez foarte mult în ea, pur și simplu vreau să vă aduc aminte, ea există. Și vreau să vă aduc aminte și voi trebuie să folosiți. Compliții, da? Ok. Nu cer explicații. Deci, tehnica smart. Smart în rutina zilnică. Deci, specific, măsurabil, accesibil, relevant și timp. Pe de una, din smart, eu aș începe cât timp trebuie. Ca așa e mai este tehnic care în multe ori am scris BTV. Este așa un tehnic. Ok, acolo iarăși. În toate tehnicile astea include timpul. Ați observat, orice tehnic, pe șor, presportare de litri, pe ceva și bătrâni, mă sfârșit sau undeva scrit, pentru că asta e timp. Pentru că noi îl avem limitat și trebuie să-l dedici în așa fel sau apartezi la lucruri care s-au duc la rezultat. Specific, favorabil, accesibil, relevant, timp. Mesma, de exemplu, deciți că în fiecare dimineață timp de 20 minute vreți să citești. Dedic timpul ăsta. Ești specific, fiecare. Fii smart. Nu mă aprofundez aici, v-am adus aminte, voi în casă să verificați, o știți și fiecare lucru o să-l faci cât mai productiv. Chiar așa mergea tranzacție. Nu trebuie să ești aranjat de avansat, de exemplu, la sfârșitul săptămânii. Eu am avut așa persoană, care la partea practică, cred că a fost cea mai disciplinată persoană și vă explic că disciplina contează în tranzacționare. Cei mai mari armate din lume au avut cea mai bună disciplină. Să știți asta. Să vorbim chiar și de armata romană. Cu toate că din multe ori intrăm și vă dau frica dacii,
dar acolo erau din alte principii, dar erau foarte bine organizați. Deci știau că ăștia trebuie să trezească mai dimineața, ăștia puțin mai târziu, ăștia trebuie să fie la ora asta, la asta, pentru că ce să facem? Scheletul de bază armatei, după asta care veneau și tot alții s-au adăugat, până scria toată armata, așa că începe marșul, da? Ei puteau să meargă neapărat 29 și ceva kilometri pe zi. Toate lucrurile s-au statorat datorită că erau foarte bine calculați și organizați. Și asta era și făcută de prin viața noastră și în armata sovietică, tot așa. Trebuie bazat pe... Nu vă povestiți, dar părinții care au fost sau, da? Vă povestiți. Ce avem, ce este legat de surse de informare? Eu cred că și sper foarte mult că trebuie să începeți cu analiza fundamentală. Adică eu sper asta foarte mult. Voi faceți asta și analiza fundamentală. Știți dimineața investment? Da. Vă mai vin și o notificare. Dar Bloomberg, Lucien, BCO. Asta contează foarte mult. Mai sunt niște site-uri, vă le primit eu. Și o să le analizați pe cele, au nevit diferite date. Diferite date, diferite statistici. Asta nu înseamnă că sunt statistici din internet și să te aprofundezi. Pe informația în prezent trebuie filtrată și asta am zis urmă o dată și mai mult ori. De nicio cauză. În trecut, care era problema? Nu era informație. Da, oamenii aveau foarte mare dorință de cunoaște oamenii. Am o dorință nu chiar așa mare, dar informații e o grămadă. De atât și dorința nu așa mare. Dacă nu prezint interes, trebuie să scrieți. Acum și-a scat internetul acolo ca să stă. Trebuie să aveți capacitatea de a filtra informația. Nu tot informația, că știți, o sper, dacă te uiți la știri, ești... Nu, dacă nu te uiți la știri, ești un om neinformat. Dacă te uiți, ești om dezinformat. Așa că să străduiți, vă selectați informația și să vă străduiți să înțelegeți ce-o spăceapă și mulțime ce-o spăceapă. Asta influențează piața. Site-ul Investing Group, pentru că este o să le analizați acolo, vezi departamentul calendar, voi deja cunoașteți frumos ce o să apară, ce trebuie să apară, ce o să fie pe viitor, ce influență are. A, dacă nu înțelegeți influență la unele noutăți, dar și faci indicatorul ăsta. Păi frumos, ce faci? Apeși pe el, vezi ce reprezintă, faci niște conexiuni logice și mergi pe grafic și verifici în istoric ce mai făcut prețul ăsta, ca și să aha, au crescut pe atâtea puncte preț. Ok, mai faci. Și faci câteva, de exemplu, 7-8 încercări și îți dai seama cam ce faci piața la această noutate. Are volatilitate mare la noutatea asta sau are volatilitate mică? Romanii, înainte știți că era metoda asta de criptare. E că acum ne scrim o parolă, trimitem un mesaj, el scriptează, ajunge acolo și se decriptează. Primele mesaje de decriptare erau felul următor. Aveau alfabetul și dădeau de exemplu cheița 3, da? Și el știe, și căta litera, de exemplu, C. Înseamnă că cheița, dacă e 3, te duceai cu 3 litere înapoi. Și înseamnă că e A, B, C, înseamnă litera A. Scrie A. Așa, vedea litera X. Așa, cheița e 3, înseamnă de 3 litere înapoi și punea cifra asta. Și că așa formau cuvinte și mesaje. Asta încă era de mult, încă acum nu dă să fiu acititut. Cum am să mai decât mesaje. Și că așa, și ce au făcut persoane ca să depisteze informații? Analizau mai multe mesaje, de acestea și au observat logică, da? Vă depistat logica și au zis, aha, ia ca cum se descifrează mesajul lor. Și că așa întotdeauna ei strădeau să codifice cât mai complex și aici se strădeau să decodifice. Așa și voi piața. E ceva ca codificat o noutate. Decodificați. Uitați-vă în trecut s-a întâmplat, fășeți niște asociere și nu găsiți firul logic. Dar acolo când vezi nici scrie, dacă... Da, acolo scrie, da, scrie, da, ca să scrie, da, scrie și asta, dar poate nu crezi. Ești domani, ești verific, poate nu crezi, da, scrie. Nu mai accesibil ca în trecut. Trecut trebuie să înținezi graf și amai, dar ai informația numai fără legăturile logice. Aici se fie cam urât, nu se încerc așa. Bun. Vom încolo iubit. Încerc. Vom mai încerca. Așa. Deci, aici am făcut o monitorizare a tranzacțiilor. Asta ți-a maxim 10 minute să-ți monitorizezi tranzacțiile lunare. Numărul de loturi. 300,
Ia, stai aici, ai pus. Luna 3, luna 2, luna 3, luna 4. Ce-ai pui pe luni sau poți să-ți faci chiar pe săptămâni sau chiar pe zile, da? Și așa ți-ai pus frumos. Prima, 150 loturi, tranzacții în profit, tranzacții minus. Ți-ai creat diagrame. Și tu, frumos, cu ele te orientezi. Poți să-ți faci chiar, îți uniești punctele de la loturi. Așa. Și îți vezi, aha. Da, să uniem trendul, e ascendent. Depinde și maxim, minim ce poți fi, asta să fii constant. Nici de cum descendent. Trebuie să te menții pe fix așa și tranzacții profitabile. Numai că aici, da, să apară și întrebări. Asta e printre evidență, poți să apară, zici că dar eu ca trader, cum am zis și Soros, poți să ai foarte multe tranzacții neprofitabile, dar la sfârșit să fii în profit, corect? Pentru că respect 1 la 3, dai profit la stop loss, da? Nu contează victoria în dreptate sau victoria greșești. Contează cât profit ai făcut când ai avut dreptate și cât pierderi ai avut când ai greșit. Și au de-am înveți 10 trebuie pe piață, într-un punct. Și numai una de 500 de puncte am greșit-o și ea ca discrimină, înțelegeți? Așa. Deci asta puteți să vă faceți, voi cunoașteți asta, să faceți un Excel frumos, ți-ai plăcut, ți-ai plăcut și vă faceți niște grafice. Tot să fiți schițați, stai în față. Știu că astăzi nu v-am dat strategii, nu v-am dat... deci, de lângă strategii, instrumente, noi, indicatori, noi, voi deja aveți un bagaj destul de puternic în domeniul tranzacționării. Sunt persoane care tranzacționează de ajuns să aibă trend nervios cu un indicator, și nu sunt mai complex, pur și simplu îl repetă de multe ori, cum am zis. Nu te știe 1000 de lovituri, dar una de 1000 de ori. Cam așa, nu trebuie să știi 15.000 de indicatori și pui acolo puteți să mai vezi prețul. Dar trebuie să știi 2-3, dar să fii specialist pe el. Deci ca să poți prinde din orice poziție, știi cum să manevrezi, ok, n-ai văzut intrarea, știați și așa mai departe. E clar. Ce întrebări aveți la mine? Vreau să o adaug, dacă vi se pare, vreau banal chestia cu analiza tranzacțiilor, agenda traderului. Da, într-adevăr, poate pare banal, dar doar așa, la toate aceste aspecte, la toată agenda voastră, dar așa puteți crește și puteți evolua. Dar care este în general scopul traderului? Este de a face profit. Și ați faceți profit doar după ce aveți un plan bine determinat. De asta, nu vă pare banalitate. Uitați-vă că este într-adevăr o afacere bine determinată.